Bună ziua și bine ați venit pe canalul Tarot Adina. Haideți să vedem pentru dragii mei nativi din Zodia Balanță ce mesaje avem de la persoana noastră dragă pentru dumneavoastră în data de 13 octombrie. Primul mesaj, ești persoana potrivită la momentul nepotrivit. Poate că are momentan niște probleme de rezolvat sau este în altă relație, dar se simte foarte atrasă dumneavoastră această persoană. Mă întreb dacă ești mai fericită fără mine. Vede că vă descurcați foarte bine și fără această persoană. Sunteți o persoană independentă și se gândește poate că vă simțiți mai fericită fără dânsa. Mă voi întoarce curând la tine. În cazul în care are anumite probleme de rezolvat și a propus ca după ce le rezolvă să se întoarcă la dumneavoastră. Alege înțelept, speră să o alegeți pe această persoană, pentru că aceasta ține la dumneavoastră. Ea nu se compară cu tine. Deci dacă are pe altcineva, după cum spune aici că sunteți persoana potrivită la momentul nepotrivit, e clar că pe dumneavoastră vă preferă. Haideți să vedem și un sfat de la bilețelele pentru armonie, ce ar trebui să faceți noastră în data de 13 octombrie pentru a avea o relație armonioasă cu persoana dragă. Să fie atrasă de partenerul tău. Atracția reciprocă are un rol important în orice relație. Iată, deci dacă vă simțiți și dumneavoastră atrasă de această persoană, este bine să îi transmiteți acest lucru. Pentru că atracția reciprocă are un rol important în orice relație. Haideți să vedem și un sfat de la cardurile celor patru legăminte pentru dragii mei nativi din Zodia Balanță. Ce avem? Fii impecabil în tot ceea ce spui. Vorbește cu integritate. Nu spune decât ceea ce gândești cu adevărat. Evită folosirea cuvintelor pentru a te critica sau pentru a-i bârfi pe ceilalți. Aplică puterea cuvintelor tale pentru rostirea adevărului și pentru exprimarea iubirii. Iată, deci exprimați-vă cu iubire, fără critică, fără a-i bârfi pe ceilalți, pentru că acestea în general se întorc asupra persoanei care le folosește la un moment dat. Deci cel mai bine să fiți sinceri, eventual cu persoana dragă și nu numai, și să îi spuneți adevărul. Dacă aveți sentimente pentru aceasta, să recunoașteți și să vi le exprimați. Haideți să vedem și un card de terapie, care aceste carduri conțin niște poezioare foarte amuzante. Învăț să mă iubesc cum n-am crezut că pot, cu frici, cu îndoiel, cu cicatrici, cu tot. Iată, iubiți-vă așa cum sunteți, lăsați în urmă rănile pricinuite de relațiile anterioare, de eșecurile din relațiile anterioare, lăsați în urmă fricile, îndoielile și mergeți înainte cu încredere, eventual încredere în această persoană. Totul este ca și aceasta să reușească să vă câștige încrederea în dânsa. Adică să fie și dânsa sinceră cu dumneavoastră, așa cum sunteți noastră cu dânsa. Și de asemenea, bineînțeles, să vă iubiți așa cum sunteți, cu calități și cu defecte. Pentru că nimeni nu este perfect. Vă doresc o zi de 13 octombrie fericită și vă aștept cu drag pe viitor. La revedere!